preoții spun că pelerinajul le va oferi credincioșilor ceea ce le lipsește. Și vom cere tocmai ceea de ce are nevoie fiecare în parte. Unul e trebuie înțelepțire, altul e trebuie tăcere, altul e răbdare, altul e să se mulțească dragoste. Tinerii au fost impresionați de idee. Ce așteptați de la acest pelerinaj? Liniște în suflet. Sunt schimbări și în familie și în sufletul meu personal. Pentru cine o să vă rugați? Pentru mine, pentru apropiații mei și pentru cei care mi-au făcut rău. Pentru suflet. Credeți că o să vă ajute și începem? Da, da. Pentru că aici venim ca să ne rugăm pentru familie, pentru țară, pentru bunăstare în familie. O participantă la pelerinaj a adus cu ea și un țap pe care vrea să îl ofere în dar mănăstirei Sireți. Pelerinajul este organizat pentru al 6-lea an consecutiv.